Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem, iată, la a doua emisiune, Andrei Pleșuș cu mine. Prima, data trecută, am vorbit despre speranță. De asta dată ne propunem să vorbim despre prostie. Dar, întrucât e a doua emisiune și am fost, evident, curioși să știm dacă există ecouri la felul în care ne-am produs prima oară, am cules câteva. Eu, de pildă, Andrei, am ajuns la birou. Și cineva a venit și mi-a spus, mai dați-vă jos din Mercedes când și când, mai urcați-vă și în căruță. Crezi că ar trebui să coborâm din Mercedes în căruță? No, chestia asta, în timp mă flatează, fiindcă eu despre mine n-am senzația că sunt Mercedes. În primul rând, îmi pare rău Mercedes. Că n-a spus BMW. Da, bun, asta, pe lângă asta, dar eu mă simt trabant dacă mă uit la unele racile biologice ale mele. Însă chestia asta cu... Dom'le, românilor le place căruța. Poți să le dai Mercedes, poți să le dai Volvo, BMW. Ei vor căruță. Căruță vor, căruță au, în general. Că doar nu trăim în Mercedes în România acum, trăim în căruță. Bine, noi ce facem? Mergem cu caleașca, cu Mercedesul, cu căruța? Ce alegi? Unde vrei să ne așezăm? Mie mi-a spus doctorul să merg pe jos. Asta ar fi ceea ce ar trebui să fac eu, igienic vorbind. Atunci o să mergem pe jos în toate emisiunile. Mai am un ecou foarte interesant. O doamnă mi-a spus că una dintre De ce tu ai ecouri și eu n-am? Una dintre cele mai bune prietene i-a spus, văzându-ne, s-a bucurat foarte mult. Și a spus, vai ce drăguți erau, ce bine îmi pare că îi văd din nou, ursuleții mei. Spune-mi, Andrei, nu știu, în cazul tău, da. Mă rog, chestia cu ursulețul, dar spune, am eu aerul de ursuleț? Seman eu cu un ursuleț? Nu m-am gândit niciodată la tine în varianta asta, dar la noapte sigur am să am coșmare, imaginându-mi... Hai să schimbăm titlul emisiunii, de dragul doamnei acesteia, și să-i spunem 50 de minute cu ursuleții Pleșu și Liiceanu. Oribil. Ok, deci astăzi vom vorbi, ziceam, hai să ne apucăm de treabă, despre prostie. E foarte greu, cred, să vorbim despre prostie, pentru că atunci când începi să vorbești despre prostie, se presupune că te-ai spălat de orice urmă de prostie. Ori tocmai, faci pe deșteptul. Da. Tocmai exhibarea inteligenței este o formă de prostie. Însă chestia asta ne pune într-o situație foarte grea. Acceptăm, ce facem? Acceptăm că suntem proști. Și atunci ce căutăm aici? Ca să nu fim. Da. Și atunci vorba ta, ce căutăm aici? Sau acceptăm că suntem inteligenți, riscând de la început prostia? Eu, dacă mă întreb, ți-aș propune să fim inteligenți, ascunzându-ne cât putem de mult prostia. Nu o să putem. Nu o să putem, pentru că oamenii, are Dostoevski în amintiri din subterană, cred, însemnări din subterană, o propoziție. Omul e prost. Fenomenal de prost. Și știa el ceva despre chestia asta. Deci, suntem proști. Plecăm la drum cu ipoteza asta. De-aia s-a și pus aici cărțile astea și asta să vadă că totuși avem unele lecturi, nu știu ce, suntem legați cât de cât de cultură, deși o să spunem că prostia și cultura merg bine împreună. Da, evident. Uite, în clipa în care cineva aude că se vorbește despre prostie, este ce așteaptă de la noi, oricine se uită la emisiunea asta, să afle în sfârșit ce e prostia. Or, lucru cel mai simplu e de obicei să te îndrepți spre o categorie care poate fi delimitată ca atare, să spui oameni din categoria asta sunt proști, ba chiar pot fi și testați. După cum știm, există ideea că poți să vorbești despre inteligența, nivelul de inteligență recte de prostie al cuiva, apelând la teste de inteligență, IQ americanilor. Da, da. Eu am să-ți propun, ești în stare să te lași testat puțin? Sigur, dar eu pic la toate testele, să știi. Ți-e plac testele de inteligență, cu IQ, nu câștigă decât americanii la testele astea. Uite, îți propun un mic test de inteligență. Ești la un concurs de fugă. Așa. Tu. Hai, dă-mi să fim serios. Îl depășești pe cel de pe poziția a doua, da. Și spune-mi pe ce poziție ești atunci. Poftim? Ascultă, dacă nu treci testul ăsta, nu mai stăm de vorba.
Păi dacă îl depășesc pe ăla care e în poziția a doua, da, sunt în poziția întâia. Nu. Greșit, în a doua. Nu, de dacă nu treci testele astea de IQ, nu mai stăm. Dacă vrei, plec. Nu, nu putem să mai stăm de vorbă. Îți mai dau o șansă. Tu te-ai gândit acasă, ți-ai făcut testele astea, te-a sfătuit un expert, vii aici și mă pui pe mine în situații de-astea. Uite, îți mai dau un test. Refuz. Ești la un concurs de fugă, îl depășești pe cel de pe poziția ultimă. Dă-mi, de ce poziție ești? Nu pot răspunde, fiindcă eu nu particip niciodată la concursuri de fugă. Și nu o să particip niciodată. Ideea, eu fugind să mai fiu și inteligent în timpul ăsta, este o aberație. Bun, hai să facem următorul lucru. În clipa în care vorbim despre prostie, lumea e tentată să aștepte o definiție. Spuneam... Iată-mă că te întreb, după ce ai dat aceste două teste, acum telespectatori nu mai stai atenți la ce vorbim. Să gândesc ceartă, care e răspunsul și să ceartă între ei. Strategic ai greșit. Da. Iată-mă, te rog. Crezi că o să găsească răspunsul la întrebarea pe ce loc ești dacă îl depășești pe cel de poziția ultimă? Dacă n-am găsit, eu n-o să găsească nici ei. Atunci poate o să le spunem data viitoare. Asta nu e o șmecherie. Simt că e o șmecherie, nu e o chestie de... Trebuie să ai o șmecherie. Nu-mi plac astea deloc. Zi. Păi răspunsul e simplu. Nu poți să depășești pe cel de poziția ultimă. Pentru că în spatele ultimului nu mai e nimeni. Deci n-are cine îl depăși. Am spus că e o șmecherie. Lăsăm în urmă prostia testabilă, pentru că e o prostie. Ia bol. Pe capul meu. Îți propun să lăsăm în urmă și prostia care are ca sursă neștiința, needucația. Nu? Deci cel care nu știe pentru că n-a apucat să afle lucruri elementare și crede, de pildă, că pământul se învârte în jurul, că soarele se învârte în jurul pământului și așa mai departe. Că sunt strigoi și că trebuie să bați un par în inimă și să scoți inima ca să gonești strigoii, etc. Superstițiile în general și toate poveștile astea sunt lucruri care țin de o prostie a needucatului. Nu sunt de acord cu această diversiune. Îți propuneam să o lăsăm și pe asta deoparte. Da, dar nu înainte, dar spune că ideea că dacă unul crede că soarele se învârte în jurul pământului, e prost. A fost acum câteva luni un scandal în ziare ce proști sunt românii, că nu știu cât la sută cred că pământul e plat sau mai știu eu ce. Dom'le, s-a trăit sute de ani fără să se știe exact cum e cu pământul și cu soarele și n-a fost an de imbecilitate generalizată. Nu aici se testează prostia. Exact. Prin urmare... Deci ești de acord să dăm astea deoparte. Bun, dar atunci nimeni nu își asumă nici capacitatea de a defini prostia, cred. Lucru de câte ori s-a încercat, n-a dat rezultate decisive niciodată. Da. Foarte interesant că nimeni nu întrupează prostia. Nu poți să spui, iată, cu tare este prostul recunoscut de toată lumea. În niciun caz un prost nu o să spun asta despre el. Nu, dar despre câte unul se poate obține o unanimitate oarecare tot. Bun, noi plecăm de la ideea că nu putem să dăm o definiție fermă a prostiei, care toată lumea să plece fericită după emisiunea noastră și de mâine să fie edificată. Da. Ce, cum procedăm atunci? Am putea, renunțând la o unică definiție a prostiei, care ar fi din partea noastră dacă am încerca o formă de prostie, hai să ne referim măcar la niște moduri de a fi prost. Pentru că astea sunt mai ușor de detaliat. Da, există câteva semnalmente, aș spune, câteva moduri de a fi sau de a te purta, sau care riscă să constituie în proporție de 80% semne de prostie. Dar cred că putem totuși spune în mod general că prostul, în principiu, e cineva care crede că știe. Întotdeauna îmi e suspect unul care mă ia de mânecă și îmi spune, stai să explic eu cum stau lucrurile. Uite, lucrurile stau în felul ăsta. Cum e cu Revoluția Română? Să spun eu că am înțeles. Cum e cu capitalismul și comunismul? Dă-mi voie. E suspect. Primul semn de început de inteligență e să admiți că nu deții, că nu poți explica tot, că nu poți decide tot și așa mai departe. Dar sunt și semne exterioare. De pildă, pentru mine, solemnitatea excesivă e o formă de... e un semnalment suspect.
Adică oameni care stau tot timpul din profil, știi? Statui. Oameni care nu sunt niciodată neserioși, care nu sunt niciodată, cum să spun eu, frivoli. Oameni care când sunt de față sunt deja într-un rol. Rolul omului care e instalat în propria lui competență. Ăștia trebuie priviți cu oarecare neîncredere. Da, când te-ai referit la instalarea, să spunem, dacă prostia se poate instala într-o ipostază anume, ai spus cei care își închipuie de fiată că știu și fac figură de proști. Noi am promis că, în general, ne-am promis unul altuia că nu o să prea invocăm nume culturale, dar aici e imposibil să nu-ți vină în minte că cel mai deștept om din istoria omenirii pare să fi fost cel care prima oară a sesizat că a evita prostia înseamnă a spune știu că nu știu. Și celebra sintagmă știu că nu știu e asociată de Socrate. Deci el este primul care și-a dat seama că atunci când îți arogi o știință, intri automat aluneci, începi să aluneci pe panta prostiei. Toate dialogurile lui Socrate cu cei pe care îi întâlnea pe stradă zgândereau exact locul ăsta. Iar prostia pe care o întâlnea în fața lui era a oamenilor care întrebați, știi ce e frumosul, știi ce e curajul? No, bineînțeles că știu. Ori, faptul că a existat, a apărut un om care și-a luat drept de viză a vieții, eu știu că nu știu, a pus pe lume tema inteligenței printr-o definiție negativă, nu? Asta e foarte interesant și de aici toate ipostazele de care vorbeam mai departe. Sper că Socrate n-ar fi trecut nici el testele pe care le-ai formulat la început. Văd că ai rămas marcat de concursul. Așa, dar las că să pregătesc eu. Așa. Da, Socrate în fond asumă un statut care e statutul însuși al omenescului. Omul nu poate fi inteligent în mod absolut, pentru că e limitat, pentru că nu vede niciodată lucrurile destul de sus. Nu poți să... Ca să judeci o situație, trebuie să ai în vedere un ansamblu, trebuie să ai în vedere un context și așa mai departe. Omul e, prin definiție, lipsit de, de acest unghi, care e unghiul lui Dumnezeu, până la urmă. Dacă nu ești acolo plasat, n-ai cum să înțelegi etapă cu etapă fiecare episod la care te referi. Și atunci trebuie să admitem cu toții, cu Dostoevski împreună, că omul e prost. Și că el se definește în pozitivul lui atunci când, unu, știe că nu știe, și doi, când încearcă să se acomodeze cu relativismul necesar la ceea ce este căutat drept adevăr. Da, dacă ne așezăm pe poziția asta, ontologic, scuzați cuvântul, omul e prost, adică din capul locului, prin însăși constituția lui de ființă, e scăldat în prostie, treaba asta ne duce către o scuză generalizată a prostiei, nu? Din moment ce suntem niște bieți oameni, niște spirite căzute într-un corp, scăldați în afecte care ne bruiază la tot pasul gândirea, cu capacități de a asocia mai mici sau mai mari, nu știu dacă rezolvăm lucrurile, pentru că, pe de altă parte, trebuie să accepți că toți suntem proști în mod accidental. Deci nimeni nu scapă faptului de a face prostii în viața lui sau de a spune prostii. Dar asta nu înseamnă că un om care spune și face în mod fatal prostii când și când este prost de dimineața până seara. Da. Și atunci se pune totuși întrebarea, când devenim proști? Deci problema este finețea în abordarea acestei povești cu prostia. Ar fi când devine un om inteligent prost. Când, și eu aș răspunde, când suntem obnubilați, când suntem orbiți. Atunci apare întrebarea, și când suntem orbiți? Când suntem obnubilați? Răspunsul pare să fie, de câte ori un afect coboară pe noi, de câte ori mintea, absolut firesc la, nu suntem ființe eminamente raționale, mintea se scaldă într-un afect care ne abate de la o judecată de tip robot, computer, o judecată absolută,
deductivități absolute. Bun. Devenim subiectivi și de dragul sau din ură față de ceva, începem să judecăm strâmb. Deci, iată, dar cred că există o prostie pe bază de afect. Da, dar nu trebuie culpabilizat afectul acum, că nu înseamnă că de câte ori dăm drumul afectelor, ne apropiem de prostie. Asta e o dispută veche. E iubirea oarbă sau nu? Unii pretind că iubirea e o formă de cunoaștere, nu e oarbă. Tema iubirii oarbe e o temă care se leagă întrucâtva de prostie, dar așa cum nu putem spune inteligența omului e prin definiție proastă, nu putem spune nici că adeziunea emoțională e prin definiție riscantă pe linia unei asumări a prostiei. Eu cred că o să insistăm puțin asupra acestei povești cu prostia și afectul, pentru că ea are o iradiere în spațiul ideologiei al marilor opțiuni de viață și mai ales al unei prostii care, căpătând uneori dimensiuni istorice, poate să facă ravagii. Și sper să reușesc să te conving că acel tip de prostie care funcționează în virtutea unei alegeri care s-a făcut pe baza unui afect extrem de puternic și nediscutabil, nepus în discuție de către cel care a făcut opțiunea, poate să facă ravagii în viața unui om, altor în viața unor popoare și a unei istorii întregi. Dar spuneai adineauri că printre formele de a fi prost se află și una care a definit-o un scriitor francez din secolul XIX, așa, dorința de a trage concluzii. Aș simți nevoia să fiu prost în mod explicit și să trag o primă concluzie. Din ce am vorbit până acum, ar rezulta că a proceda inteligent în cazul prostiei ar însemna să spui problema prostiei nu e problema celuilalt, ci e problema noastră, fiecăruia. În al doilea rând, problema prostiei nu este problema prostului, pentru că prostul niciodată nu își va pune problema prostiei lui, ci problema inteligentului. Deci asta cred că e un mic câștig al discuției noastre, că în cazul prostiei trebuie să te ai în vedere în primul rând pe tine și nu pe celălalt. Pentru că de obicei prostia este, funcționează într-un registru invectiv, în discreditarea celuilalt. Bă, prostule, uite ce proști sunt ăștia, nu? Dar noi nu pe linia asta mergem. Eu sunt nemulțumit că am abandonat lista cu simptome ale prostiei. În casa e mai ușor de discutat. Am vorbit de solemnitate ca unul din simptome. Aș mai vorbi de, pe aceeași linie, de genul sfătos. Genul care are întotdeauna soluții înțelepte, care te așează pe scaun în fața lui și îți explică ce e viața și care sunt soluțiile, care îți dă, face maxime. A existat înainte de 89 un autor român, filozof, care scria volume de maxime. A, îl știu. Îl știi. Da. Am spus că nu pronunțăm nume de mari intelectuali. Da. Dar a scos vreo 4-5 volume de maxime și aforisme. Da. Să produci numai maxime, ca și cum ai cânta numai acute tot timpul. Lasă că, în general, aforismul e puțin un gen al prostului. Ei, acum nu poți să spui că moraliștii francezi erau o bandă de proști, dar e adevărat că tendința de a veni repede cu un aforism, las că e și riscant, fiindcă dacă vii cu aforisme sau cu afirmații care sunt ușor de transformat în citate, riști să fii citat într-un fel care să te zdrobească. Am văzut chiar la domnul de care vorbeam modul de a cita din Shakespeare sau din Montaigne, care îi distrugea pe Shakespeare, care făceau să pară repetenții. Tipul sfătos, pormă, hărnicia oarbă, e și asta un chip al prostii. Oameni care sunt agitați, care tot timpul sunt puși pe o faptă nereflectată. Pentru că, sigur, nu ne legăm de prostia, să zicem, patologică, de cazuri de limitare neuronală. De minte puțină. Minte puțină, da. Ne referim la ceea ce este obnubilare, cum spuneai, încăpățânare, unul care nu cedează nici mort.
poți să-i aduci 1000 de probe, poți să vii cu 1000 de argumente, el rămâne campat, încremenit în proiect, cum ai spune. Formă, o anumită suficiență intelectuală. Am amintit-o când vorbeam de lista asta. Oameni fuduli și siguri de ei. Formă, un refuz. Există oameni care refuză în mod îndărătnic opinia și care, în schimb, sunt foarte siguri de opinia lor. Entuziasmul de sine, entuziasmul pentru opinia proprie, este una din formele prostiei, ca și lipsa de detașare de sine, în general. A nu fi capabil să te iei în glumă, a fi tot timpul, a te lua tot timpul în serios, e o formă de prostie. Incapacitatea, spunea, nu spunem cine, că da, am zis că nu dăm nume, de a-și bate joc de sine însuși. Dar bun, acum, nici nu trebuie înțeles că noi trebuie să fim tot timpul într-o formă de jucăreală adolescentină, că trebuie să nu fim serioși, că nu trebuie să fim harnici și așa mai departe. Dar dozajul e cel care decide și mai ales sursa lui. Prostia apare ca o formă de inflexibilitate, domne, până la urmă. Eu așa văd. Prostul e inflexibil, dar este și inamovibil, nu te poți juca cu el, e beton. Și, în general, e împietrit din cauza asta, e mineralizat. Este un bulgăre mineral în viața noastră și noi toți ne suntem nouă înșine, din când în când, niște minerale, niște pielici. Andrei, trebuie să îți spun că acum vreo 20 de ani, când mi-a venit în minte sintagma asta, prostia ca încremenire în proiect, pe care-i amintit-o adineori, ea s-a născut în marginea unei meditații legate de ce trăiserăm noi vreo 40 de ani. Și îmi spuneam, nu se poate să fi ajuns o societate întreagă în halul ăsta fără ca prostia să fi jucat un rol. Și tot măcinând lucrurile legate de ce trăiserăm noi, mi s-a părut că esența prostiei e încremenirea în proiect. E o formulă care dezorientează în prima clipă. De ce încremenire? Ce înseamnă proiect în cazul ăsta? Dacă mă lași de dragul discuției, am să-ți aduc puțin aminte ce am încercat să spun atunci. Fiecare om intră, funcționează în viață aruncând în fața lui o intenție, o idee în lumina căreia își construiește zilele următoare, săptămâna. Noi nu putem trăi fără proiecte, nu? O speranță. O speranță, cum ziceam data trecută. Te scoli dimineața cu proiectul de a merge seara nu știu unde. Îți faci proiectul de a te călugări. Eu mă scol cu proiectul de a nu merge seara. Îți faci însă proiecte de la o zi până la o viață întreagă. Îți faci proiectul de a te călugări sau de a deveni membru în partidul cutare. Astea sunt proiecte care ți angajează existența în general. Nimic rău în asta. Nimeni nu poate scăpa de o traversare a vieții prin constituția pe care o avem noi ca oameni. Nu poate scăpa de proiectele pe care, iată, le așezându-le în fața lui, îi trag ființa după ele. Problema începe din clipa în care aceste proiecte nu mai sunt puse în discuție de către cel care le-a făcut și le ia de bune pentru o viață întreagă. Atenție! Vorbeam de afecte și de alegeri, felul în care se fac alegerile pe bază de afecte. De obicei, în asemenea proiect, se ia sub un impact afectiv. Fie că l-ai văzut la tata, fie că l-ai văzut la un prieten mai mare, fie că te-ai îndrăgostit de o fată care ți-a strecurat o idee în mod subreptice, de fiecare dată un proiect are o geneză într-o secvență biografică. Dacă proiectul cu pricina este unul de schimbare a societății, de schimbare a lumii, un proiect prin care îți propui să răstorni lumea, să o faci mai bună, un proiect politic masiv, dacă proiectul ăsta nu mai este supus unei critici continue de către cel care l-a adoptat, atunci se instalează încremenirea în proiect. Iar rezultatele pot fi devastatoare. Deci, ce vreau să îți spun e că pe lângă formele banale de prostie pe care le-am discutat până acum, în cazul încremenirii prostiei ca încremenire în proiect, se angajează nu un om,
De obicei, un prost care e prost pe cont propriu nu face neapărat rău în jurul lui. În schimb, un prost care încremenește într-un proiect, care cuprinde mii de oameni, sute de oameni, mii de oameni, milioane de oameni, poate să distrugă o țară întreagă. E prostul dracului. Este, da. Este forma de prostie în care intră buluc cu forța sau păcăliți, prostiți, milioane și milioane de oameni. Ce am trăit noi atunci, asta a fost formula care mie mi s-a părut salutară, este că am intrat în proiectul politic al unor oameni care și-au făcut alegerea asta pe baze afective. Ți-aduc aminte? N-am intrat, am fost băgați. Am fost băgați, da. Am intrat cu forța. Da. Lenin a fost dat afară din facultate și există comentatori care au atras atenția că dacă nu se întâmpla această nenorocire, dacă Lenin nu prindea o ură infinită pe statul țarist care îi frânsese biografia, lucrurile n-ar fi ajuns în punctul în care au ajuns. În orice caz, închei cu asta, încremenirea în proiect este incapacitatea unui om care, îndrăgostindu-se de propria lui alegere și de o bucată incipientă din biografia lui, nu-l mai poate părăsi. Acest tip de prostie e mult lipsitoare și ea poate se termine cu crime, cu orori și cu mizeria întreaga istorie pe care o cunoaște. O să te întreb după emisiune ce ai vrut să spui cu o femeie care îți introduce o idee în mod subreptice, pentru că asta e o problemă care mi-a rămas pe creier. Păi, de pildă, ea e revoluționară și îți trecoară și ție ideea că ar fi bine să devine revoluționar. Da. Și de dragul... Am înțeles. Însă, bun, tu ce spui în fond este că se întâmplă un lucru rău când un proiect devine idee fixă. Exact. Și când el nu mai e supus niciunui examen de testare. Și când are și o seducție în el, da. Și poate m-o lipsi. Aș adăuga doar că ăsta este în general situația proiectelor de tip ideologic. Ideologiile, după socoteala mea, oricât aș scandaliza spunând asta, sunt forme de prostie. Când un filozof se prostește, construiește o ideologie. Sau când cineva vrea să facă filozofie și n-ajunge până la temeiurile ei, se oprește în faza ideologică, care este o fază a ideilor simplificate, a cursului scurt, cum se spunea pe vremuri. Și exact asta, o ideologie este un proiect de viață pentru toată omenirea, da. Din clipa aia în eternitate. Comunismul are în el această seducție. Da. Pentru că are în el seducția egalității, seducția utopiei și a fericirii absolute, a paradisului pe pământ, toate astea sunt prostii care se duc. Da. Sau sunt toate totalitarismele, trebuie spus, exact. Au în ele acest viciu de a propune o schemă drept carne. De a propune o idee fixă drept proiect de viață. Dar asta interesant că această idee periculos. Fixă, cum îți spuneam, devine prostia virus. E molipsitoare. Adică, cum spuneai tot tu, dacă pot să citez și intelectuali în viață, una e prostul care îi prostește pe alții, dar una e prostul prostit. Prostul care prostește face victime. Prostește lumea. Da. Și suntem de multe ori în situația să fim prostiți sau să prostim la rândul nostru dacă nu suntem atenți. Aș vrea să vin puțin din nou la ideea prostiei generalizate, care, spuneai tu, s-ar putea să ne deculpabilizeze pe toți. Păi dacă toți suntem într-un fel sau altul, într-un dozar sau altul proști, atunci asta e situația. Eu vreau să spun un cuvânt despre... Atunci prostie e scuzabilă. Da. Vreau să spun un cuvânt despre prostia nescuzabilă. Vreau să amintesc un pasaj din parabola semănătorului, în care se spune despre mesajul hristic care a aruncat lângă drum e cules de păsări. În pasajul ăsta, toate interpretările patristice vorbesc despre parabola păsări semănătorului. Din, da,
toate interpretările vorbesc despre faptul că păsările alea sunt demoni. O idee a zvârlită în drum, spune parabola, riscă să fie deviată. Iisus e întrebat de discipol ce înseamnă asta și el spune, sunt oameni care nu înțeleg. Și când nu înțeleg, sunt confiscați de, sigur că nu spune în cuvintele astea, sunt confiscați de un duh malefic. Părerea mea este că prostia nu poate fi deculpabilizată. Dom'le, proștii sunt vinovați. Nu vorbesc de nătângul satului, nu vorbesc de netotul endemic. Vorbesc de încăpățânați, de opaci, de obtuzi, de împietriți, care fac posibilă prin împietrirea lor, fac posibil desantul răului în lume. Cu cât sunt mai mulți oameni care nu înțeleg, care nu pricep lucrurile esențiale, cu atât răul are un spațiu de joc mai mare. Cu cât lumea e mai plină de false înțelegeri, cu atât e un loc mai periculos. Eu nu cred în inocența generală a prostiei și când o să, dacă mai avem timp, o să vreau să spun un cuvânt despre o sintagmă evanghelică care e folosită de toată lumea într-un fel greșit. Săracii cu Duhul. Uh-huh. Pentru că lumea spune asta și spune, Doamne, săracul cu Duhul înseamnă ceva până la urmă pozitiv. Așa l-a făcut Dumnezeu. Săracul cu Duhul trebuie iertat, e și fericit în lista fericirilor, e prima dintre fericiri. Fericiți cei săraci cu Duhul. Și toată lumea crede că e un fel de a încuraja pe proști. Despre asta aș vrea să revenim. Din ce ai spus până acum, ar rezulta că avem cu toții obligația morală de a fi inteligenți. Da? De a ne strădui. Și tot apropo de ce spuneam înainte, ai dreptate dacă ne gândim la enormele pagube pe care le-a produs prostia de-a lungul istoriei umane. Gândește-te ce s-a întâmplat la Revoluția franceză, când, apropo de proiecte și de încremenirea în ele, s-au distrus aproape jumătate din minunile pe care le avea în arhitectura Franța. La noi, la scara noastră, felul în care a fost distrus Văcăreștiul, dacă mai ții minte că am avut șansa dureroasă de a vizita Văcăreștiul când avea turlele smulse. Și că ne-a îngrozit ideea că un stadion de pictură era acolo. Erau sute de metri. Da, și fiindcă nu mai erau turle, se vedeau în plină lumină. Soarele, și fiindcă nu se slujise în biserică, erau proaspete. Fiindcă ea a fost transformată în închisoare înainte de comuniști. Splendoarea acelor picturi de secol XVIII, aruncată în neant, nu? Obligația morală de a fi inteligent. Iată ce face prostia în clipa în care o țară intră pe mâna unor imbecili, în clipa în care un popor funcționează prostește cu propria lui istorie, pagubele pe care le face sunt incredibile. În Cambodgia ce temple au dispărut. Da. Revoluția chineză care a ras am parte vizitat din ieri un district al prostiei din capitală, am trecut pe lângă Păbuzești și am văzut cum s-au dărâmat superbe clădiri ale locului ăla. Nu știu ce o să fac acolo, dar pentru mine cineva care decide liniștit să dărâme clădiri de patrimoniu împotriva legii, împotriva bunului simț, împotriva minimei iubiri pentru oraș, împotriva oricărei forme de minimală cultură, e un derbedeu, domnule. Cineva care face asta, a fi derbedeu, face parte din spectru amplu al prostiei. Al prostiei vinovate. Da. Da. Uite, mă gândeam din ce spui, ar rezulta, tu crezi că prostia sau proștii coagulează? Senzația mea este că prostul are un grad de neagresivitate și că atunci când suntem tentați de a spune că prostia coagulează și devine agresivă la adresa inteligenței, să spunem, confundăm prostia cu mediocritatea. Eu nu cred niciodată că un prost ar fi conștient de el
și cu conștiința prostiei lui atacă redutele inteligenței. Nu, că dacă devine conștient că e prost, devine inteligent. Exact. Da. Deci orice asumare a unei prostii te scoate din condiția prostiei. Și atunci m-am gândit, pe de altă parte există clar o agresivitate la adresa inteligenței. Atunci când e detectată inteligența, ea stârnește o reacție din partea cui? Și mi-am zis, nu din partea proștilor, ci din partea mediocrilor. Mediocrii coagulează de obicei împotriva prostii, da. Atacă în grup totdeauna, sunt extrem de eficienți, nu-ți dai seama în ce măsură oamenii inteligenți, pentru că există o noblețe a inteligenței care nu bagă în seamă reacțiile mediocrilor. Rezultatul este însă paradoxal, micile lovituri ale mediocrilor, atacurile lor concertate la adresa inteligenței, sfârșesc cu o demolare a instanțelor inteligente ale unei lumi. Da, bun. Acum e de analizat dacă mediocritatea nu include totuși o formă de prostie sau dacă este pur și simplu o limitare care știe că e limitată, dar care e furioasă că e limitată. Nu și e o care formă e de invidioasă prostie, pe aia care e mai puțin limitat. Nu e o formă de prostie pentru că identifică postura inteligenței. Da. Și capătă conștiința neexcelenței proprii și devine agresivă exact plecând de la această conștiință a neexcelenței proprii. Oameni chinuiți, în general. Nu e de invidiat postura asta. Mi-ai spus că vrei să spui că te interesa să discutăm puțin despre expresia sărac cu Duhul. Da, care este practicată într-un fel arbitrar de toată lumea. În textul... Există în, iartă-mă, în Evanghelii, oamenii, în general, citind Evangheliile, identifică anturajul lui Iisus, pornind de la anturajul lui, înclinația lui către femei simple, către copii, către pescari săraci, către animale care nu sunt apropiate de inteligența vulpei sau a șarpelui, ci mielul, oaia, măgarul, care exista o înclinație a lui Iisus către simplitatea de spirit. Și care exista, deci, un elogiu al prostii în Evanghelie. Nu, e o aberație, e o pură aberație. E un mesaj al lui Iisus acela că El vine pe lume, se întrupează, mai ales pentru cei nevoiași, pentru cei care au probleme. Nu vine pentru cei care sunt rezolvați. Vine pentru cei care se zbat într-o insuficiență de un tip sau de altă. Vine pentru cei din urmă. Și anume vine pentru cei din urmă, în care intră toate categoriile de care vorbești, ca să-i ducă spre o postură de întâietate spirituală. Însă expresia sărac cu Duhul, întâi, n-apare peste tot la fel. Într-una din Evanghelii, la Luca, apare doar sărac. Fericiți cei săraci, n-apare săraci cu Duhul. Dar sărac cu Duhul înseamnă pur și simplu, pe de-o parte, cei care sunt smeriți, cei care sunt... care nu sunt fuduli, cei care n-au vanitate, și o temă care ar putea fi dezvoltată este că vanitatea este o sursă de prostie, fabuloasă. Da. Dacă se spune că vanitatea este păcatul numărul unu al omului, este pentru că din ea decurg o mulțime de alte vicii, iar prostia este... Eu am cunoscut oameni care erau spectaculos de inteligenți și care, din cauza că erau egolatri, preocupați de cariera lor, de poziția lor, de imaginea lor, de portretul lor, spuneau și făceau prostii uriașe. Bun. Deci, săracul duh înseamnă fie un om care își cunoaște limita, care nu sare peste cal, care nu se pune într-o postură de vedetă, dar înseamnă mai ales cineva care, chiar dacă e bogat materialmente, rămâne sufletește, spiritualmente, sărac. Adică în literă e bogat, în duh e sărac. Da. Poți să fii sărac cu duhul chiar dacă ai avere. Adică să nu te atașezi de averea ta. Invers, poți să fii sărac materialmente și să fii obsedat tot timpul de tema achiziției. Cum se întâmplă? Ăla nu e sărac cu duhul.
Săracul duhul, deci, înseamnă în contextul în care apare, pur și simplu cel care se pune într-o postură decentă, de smerenie, de respect, sau cel care, oricâte achiziții ar fi în jurul lui, înțelege să păstreze interior sobrietatea celui care nu are și care nu se definește prin ceea ce are. Asta înseamnă săracul duh. Deci tu spui, prostia e mereu văzută prost. Tema copilului ca depozitar al unei naivități prime, al unei inocențe care e pe placul creștinismului, al lui Iisus, în speță. Da. Nu acolo se joacă. Nu există o tema a copilului care este o întrupare a ființei inocente prin excelență și deci mult iubită de Dumnezeu. Și asta este, și asta e unul din poncifele lecturii rapide și pioase într-un sens prost a textelor evanghelice. Mai adaug un cuvânt despre prostie. Prostia apare de multe ori în textele biblice ca ceva rău. În Proverbe, suntem în Vechiul Testament, se spune explicit: lăsați prostia și veți trăi și veți merge pe calea priceperii. Prostia nu e ceva de bine, chiar dacă are aerul simplicității. Chestia cu copiii e și ea discutabilă. Se spune mereu, toată lumea știe citatele, lăsați copiii să vină la mine, împărăția celor va fi dată copiilor și nu înțelepților și mai departe. Nimeni nu invocă alte citate, mai ales din Pavel, în care se spune: fiți ca copiii în răutate, în bunătate, dar nu în gândire. Sau tot în Pavel, omul înțelege lucrurile nu când e copil, ci când e bărbat în toată puterea, atunci începe el să se raporteze corect și la credință și la cunoaștere. Copilul spune, să spunem la un moment dat, e aproape de condiția robului. Copilul e bătut de vânturi și de influențe în permanență. Nu este articulat, nu e copt. Copilul este invocat ca necopt și ca educabil. De-aia Iisus spune: lăsați copiii să vină la mine. O spune cum spune: lăsați săracii să vină la mine, lăsați pe cei năpăstuiți să vină la mine. Pentru că copilul are o virtute pe care nu au înțelepții lumii. Sunt flexibili. Un material sunt care plastici, poate fi lucrat. Sunt plastic. Da. La Iisus sunt chemați cei care au suficientă flexibilitate, neîncremenire în proiect. Pentru a putea aia, fi modelați. Înțelepții, savanții, universitarii sunt terminați, sunt copți. Nu mai au nimic de aflat, nu mai au nimic de crescut, în vreme ce copilul este un exemplu al aluatului care crește, care poate crește. Da. Și totuși, când vorbeam adineaori despre prostie și vinovăție, nu crezi că, cum se explică că atâtea minți umane nu sunt îndeajuns de coapte încât să nu poată fi plăsmuite și modificate către rău? Cum se face că atâția oameni pot fi manipulați în sensul prostii, pot fi prostiți, și în fond, când ne uităm la lumea în care trăim noi astăzi, întrebăm, nu cumva vina poporului nostru, faptul că am ajuns în impasurile în care am ajuns, dincolo de crize mondiale și de... Căci adevărata criză vine din spatele nostru, din istoria noastră, nu din ce se întâmplă de 2-3 ani, ci din ce se întâmplă de 60 de ani, de 20 de ani încoace. Cum stăm astăzi cu prostia la români? Pentru că senzația pe care o ai este că majoritatea care e manipulabilă, tocmai pentru că nu e în stare să gândească pe cont propriu, este vinovată că arată așa cum arată. Putem să tragem concluzia asta? Că suntem minți, nu îndeajuns de articulate la nivelul lui a gândi cu mintea ta și atunci poți să fii făcut să gândești cu mintea altora care au interes să te ducă în direcții greșite? E și foarte greu, pentru că în lumea de azi există medii, există instrumente care sunt foarte eficiente ca să te împiedice să gândești cu mintea ta. Dacă te uiți toată ziua la televizor,
în afară de emisiunea noastră, evident. Dacă citești toate ziarele, dacă umbli pe internet și cauți numai vești proaste... Deci ai sugerat că televiziunea este accesul public la prostie. E o sursă posibilă a lucrurilor, pentru că e invazivă. Nu-ți dă timp. Nu mai ai timp să te gândești. Nu numai de asta. Gândește pentru tine Gigi, Nelu, Vasilică, toți ăștia. Nu, că eliberează resursele de prostie ale unei societăți, da, exact în măsura în care invită de multe ori, nu ca în cazul nostru, cum spuneai, oameni care te întreb dacă au voie să vorbească public. Voie. În sens dacă au acoperirea interioară de a vorbi. Crezi că toată lumea ar trebui să vorbească în public? Nu. Nu, mă întrebi dacă noi trebuie neapărat să vorbim în public. Noi fiind inteligenți, ne punem minunat întrebarea ce căutăm aici. Da, e adevărat. Dar, în general, ar trebui să fii stat acasă. Să se gândească fiecare dacă are cu adevărat ceva de spus. Acum am să spun ceva brutal. Dom'le, situația de acum, cum o văd eu în România, este următoarea. Există o scenă pe care se bat două forme de prostie. Este o prostie a guvernării și este o prostie a opoziției. Niciodată nu mi s-a părut că scena politică e mai aglomerată și mai echilibrată cum e astăzi. Și toată lumea se uită la acest spectacol și e năucă. E năucă. Plus că trăiește greu, dar în plus ea nu mai are cum să spun, ce să aleagă. Aici ne jucăm, suntem publicul unui spectacol care e prost de toate părțile. Și intrările, și ieșirile, și replicile, și portretele, și totul e șchiop. Dacă n-am fi implicați, ne-am amuzat. Fiindcă, trebuie să spunem și asta, prostia poate fi de un comic extraordinar. În fond... Tu ai o calitate specială de a sesiza comicul public. Credeam că spui de a fi comic. Nu. Nu, ai un ochi remarcabil în a seiza tot ce... Mi se pare evident. Asta păstrând proporțiile, asta a făcut Caragiale tot timpul. Vedea mereu cât de comică e, cât de aiurea e situațiunea. Există și tradiții pe linia asta, cu alte cuvinte, în România. Cum se poate ieși din acest spectacol prost? Nu pot pentru ca să-ți spun. Sunt și eu destul de stupid când văd câtă stupiditate e în jur. Deci ne acomodăm, ne asumăm prostia proprie, nu avem nicio speranță că putem schimba ceva, ameliora, trebuie să așteptăm câte vieți ca să ieșim din... Cum se poate micșora lotul de prostie al fiecăruia dintre noi? Al fiecărei țări? Al fiecărui individ? Trebuie să cădem pe gânduri mai des, să nu fim fuduli și să sperăm că din când în când ne atinge și o aripă de înger pe chelie și putem beneficia măcar de scurte momente de iluminare. Tragem o concluzie ca să încheiem în tonul prostiei perfecte, pentru că definiția pe care... Hai să spunem, o dădea Flaubert prostii, era dorința de a trage o concluzie. Deci dacă terminăm pe un ton inteligent, idiot, discuția noastră, atunci concluzia pe care aș trage-o este că singurul lucru care ne-ar ajuta să ne mai vindecăm ar fi să facem eforturi disperate să începem să gândim cu mintea noastră. Aș adăuga doar prostie, ca o concluzie, prostia nu e bună. Da, ne oprim aici. Tema de data viitoare o anunțăm de pe acum sau lăsăm surpriza? Dacă o știm, o anunțăm. Parcă despre invidie și ură, da, ne-am hotărât să vorbim? Două forme derivate ale prostiei. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, dacă ați stat alături de noi și ați aflat ceva despre prostia noastră sau noastră a tuturor. Vă mulțumim, înseamnă că ați plecat, vă veți întoarce către treburile serii mai inteligenți. Vă mulțumim, toate bune!